Salutare lume, bine ați revenit la un nou video, un unboxing, așa mai light, câteva jocuri de pe Vinted, luate de la chiar un urmăritor a acestui canal, mersi Simbi, astea sunt pachetate ok, încă n-am mai văzut stilul ăsta de împachetare cu, nu știu dacă spus într-o cutie sau ceva, dar vedem, îl desfacem, vedem ce jocuri sunt în interior. Și vedem dacă îi dăm 5 stele sau nu pe Vinted. Deci, urmăriți în continuare videoclipul și să vedeți ce jocuri mi-am luat. Na bun, ia să desfacem așa finuț, să nu stricăm folia. Un unboxing așa pe bază de repede. Na bun, o să compresez toată treaba asta la editare, că ne-au luat prea mult, prea multe bule, da. Primul rând, mersi de macheta asta Hot Wheels, chiar e super mișto. Chiar super, super bine arată, o să o pun lângă celelalte Batmobile-uri care le mai am. Mersi, foarte fain, asta au venit ca bonus, da, nu trebuia. Era destul jocurile, mersi foarte frumos. Cred că așa o să rămână, că nu obișnuiesc să le desfac Hot Wheels-urile care le mai am. Și astea jocurile, ăsta a fost 25 de lei, am impresia. Spus că ale lui au fost în colecția personală, da, probabil nu am mai avut nevoie de ele și știți că de obicei le cumpăr să fie complete cu manual. Da, joc în sine, Heroes Over Europe, carcasa se schimbă, nu-i stres. Nu, că nu l-ai putea scoate. Cred că nu mi se arată să-l scot. Așa. Chiar foarte ok. Deci chiar super, na, ce vrei, un joc de un fly simulator cu al doilea război mondial. Super fain. Un Star Trek. Evident că jocurile astea le-am luat, că nu le aveam la colecție. Am impresia că ăsta au fost parcă 15 lei. E tot așa complet, cu manual, că m-am orientat, am mai vrut să mai iau și alte jocuri de la el. Da, e super ok. Manualul în sine. Deci chiar super, super bine, mulțumit și de împachetare, deci chiar împachetarea a fost super, să știți că nu am luat pentru reclamă sau ceva, dar da, am zis că să-mi iau jocurile astea, am văzut că le are, sunt interesante, un joc pentru Sega, ia să vă pot... Sega Master System 2, tot așa, cu manual, cred, a, nu, e un pliant, un pliant cu toate jocurile, o, ce interesant, ce fain. Uite-l, ce frumos e. A? Super. Joc în sine. Casetuță.
Deci să nu-l băgăm în Nintendo, numai în Sega. O să fac și test la jocurile astea. Și... nu trebuia. Mersi foarte fain, deci. Chiar mersi foarte mult. Poate că nu pare în video, dar mi-e foarte cald și mă sufoc aici filmând. Dar mersi foarte mult. Ăsta a fost cadou. Ăsta iară cadou. Nu trebuia chiar deloc. Că... na. Rescue Mission. Complet cu manual, deci chiar mersi foarte fain, nu trebuia, că poate dinuțul să vinde în perioada următoare, îl tot la mine ajunge ca și ăsta la alt. Da, am zis că o să mai pun un pic de pauză la jocuri, o să iau așa mai răruț. Deci chiar super. Asta e pentru Sega Master System, prima versiune. Uite ce interesant arată. Și ochelar și SG Commander, chiar super fain. Mersi de cadourile astea, două, mersi de toată comanda. Evident că nu pot să-ți dau acum ostea pe Vinted. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri, poate și alte unboxing-uri. Salut!